crashing down and into the plane. All things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Nu cred că am filmat vreodată cu camera atât de departe de mine, dar voiam să fie camera cât mai aproape de geam ca să fie cât mai multă lumină. Nu știu dacă are neapărat sens, dar eu sper din suflet că mă vedeți cât de cât luminoasă, fiindcă am vrut să filmez la lumina asta naturală, superbă, pentru că afară e soare și am zis să profit. Deci da, sper că mă vedeți și sper că mă auziți. E camera la efectiv 2 metri de mine, e foarte ciudat, acum chiar că simt că vorbesc un pic singură. Bun. Astăzi revin cu un clip cu produse terminate. Nu mai știu când l-am făcut pe ultimul, dar cert este că s-a adunat o sacoșă plină cu astfel de produse. Așa că hai să vedem împreună ce am terminat eu în ultimul timp. Voi începe să scot efectiv din ea, nu am făcut nicio sortare înainte. De obicei fac sortare atunci când sunt extrem de multe produse, dar acum eu zic că e o cantitate relativ ok. Voiam să zic că nu cred că am produse de machiaj sau dacă am, sunt unul sau două produse, deși eu trebuie să arunc foarte multe. Ar trebui să fac cât de curând un declutter. Să știți că de vreo două luni mă tot încerc să mă conving să filmez un declutter, dar îmi dau seama că sunt multe produse la care trebuie să renunț și nu vreau neapărat. Și nu le mai folosesc, dar le țin acolo. Dar cât de curând o să vină și un declutter. Așa că de aceea nu o să vedeți produse de machiaj aici, sau cel puțin așa cred. Bun, hai să începem. Vă dați seama că cumva sunt așezate de la cele mai recent terminate până la cele mai... la terminatele de acum mult timp. Bun, voi începe cu acest produs care este Coco Fresh. Oh, acum am emoții cu focalizatul, că nu știu dacă le focalizează. Sper că da. Coco Fresh Detox. Este un cleansing foam de la Hello Body. L-am terminat pe tot. Mi-a plăcut pentru că e un produs care curăță fața. E o spumă care curăță fața, dar în același timp o hidratează. Mie asta mi-a plăcut tare mult. Dar în același timp parcă s-a terminat foarte repede. Ambalajul are 100 de mililitri. Da, de asta. Fiind așa grăsuț, mă gândeam că e mai mare, dar nu. Dacă are 100 de mililitri, înțeleg de ce s-a terminat relativ repede. Am aici două geluri de duș de la Nivea. Welcome Sunshine, care mirosea a cocos, și Starfruit, care este gelul meu de duș preferat pentru vară / vacanță. Le-am terminat pe amândouă, mi-au plăcut. Gelurile de duș Nivea sunt printre preferatele mele și le apreciez că nu usucă pielea și chiar lasă acea senzație de piele alunecoasă cumva. Așa, mai departe, am terminat o cremă din asta de la Balea, de aplicat după ce te epilezi, este gata, îmi place foarte mult, e preferata mea și costă doar 5 lei din DM. Am aici un scrub de corp cu pepene, Dermacol Aroma Ritual, ăsta cred că e luat de pe parfum, nu mai știu sigur. Scrub-urile Dermacol sunt foarte bune, sunt pe bază de zahăr, miroase a pepene. De fapt, agumă cu aromă de pepene, să zicem. Și da, mie îmi plac scrub-urile, folosesc o dată pe săptămână pe corp, înainte să mă epilez de obicei, și sunt foarte încântată și m-am zis de la Dermacol, chiar sunt super drăguțe. Mai departe, am aici o apă de gură Dentalux. Asta cred că e... nu mai știu dacă e ori din DM, ori din Lidl. Îmi sună DM, sincer. Mă rog, stați un pic să o miros ca să-mi amintesc. Știu că era mov. Ah, cred că asta a fost relativ ok. Știu că am avut două ape de gură, dintre care una a fost ok și una nu era suficient de mentolată. Asta, ce drept, nu pare foarte mentolată. N-are alcool. O apă de gură obișnuită. Nu am ce să zic mare lucru, că nu mai mi-amintesc. Am aici două spume pentru spălarea corpului. Gen, cam fel de gel de duș sub formă de spumă. Unul de la Dove, care a fost ok, mi-a plăcut. Astea mereu își pierd din presiune. Gen, când le cumperi, iese foarte ușor spuma din ele, dar pe măsură ce trece timpul, cumva se pierde presiunea și trebuie să apeși tot mai tare, să aștepți tot mai mult ca să iasă spuma. Mă rog, a fost un produs ok. Ei spun că e genul de spumă pe care poți să o folosești ca să te și cureți, dar în același timp poți să te și razi. Pentru mine nu funcționează, pentru că spuma nu e ca spuma de ras foarte densă. E o spumă mai aerată și eu una mă irit. Prefer să folosesc o spumă specială. Și să știți că, fiind din nou spumă de duș, lasă cumva pe piele senzația pe care o ai și după gelul de ras.
după spuma de ras. E o senzație așa un pic. Nu lasă pielea ca un gel de duș de la Nivea, de exemplu, care lasă pielea foarte alunecoasă și strălucitoare, ci așa un pic. Mă rog, chestia asta trece după ce te ștergi cu prosopul. Și am și pe aceasta de la Fa Mousse and Oil. Asta mi-a plăcut mai mult. Nu neapărat ca miros, dar mi-a plăcut consistența pentru că era din nou ca o spumă. Doamne, de câte ori am zis cuvântul spumă în acest clip până acum? Sper să nu mai existe niciuna din asta. Nici o spumă de duș. Mi-a plăcut pentru că, într-adevăr, s-a simțit că era mai bogat așa, fiind probabil îmbogățită cu ulei de macadamia. Mi s-a părut mai hidratant, a fost chiar plăcut. Mi-a plăcut despre ea. Chiar recent mi-am pus această mască pe față, de la Skin, nu, de la Tony Moly. Nu știu ce se întâmplă, Skin Purifying. Este o mască ce are vin din orez și arată cam așa. Da. Mie măștile astea care sunt șervețel, mi se pare că sunt toate aproape la fel. Adică după ce le dau jos, tenul meu este hidratat, este așa neted și da, e ok. Adică e lucios, e fain și următoarele două zile se simte că am avut o mască pe față. Dar unele lasă fața lipicioasă, altele nu lasă fața lipicioasă. Ei bine, masca asta a făcut tot ce v-am zis până acum, gen hidratare, strălucire, bla bla bla, și nu lăsa fața absolut deloc lipicioasă. Am folosit-o într-o seară și restul serului care mi-a rămas aici, care n-a fost foarte mult, să știți, l-am aplicat așa pe tot corpul, după care am aplicat și cremă de corp ca să-mi fac așa, să-mi răsfăț cumva corpul, dar mi-am dat seama ce se aude, e Leo într-o cutie pe dulap. Proastă idee să pun cutia aia acolo. Am rezolvat problema, am luat cutia de pe dulap. Că nu puteam rezista, vă dați seama că s-ar fi foi tot clipul și se auzea nasol. Cel puțin la mine, nu știu la voi, că v-am zis voi, ca și cum ați fi în altă casă, efectiv, la cât de departe e camera. Dar oricum, și da, oricum, ideea e că nu am văzut vreun efect wow. Zilele astea fața mea n-a arătat foarte bine. Bănuiesc ce s-a întâmplat, fiindcă nu m-am simțit eu foarte bine și cred că cumva se reflectă treaba asta și pe față. Dar da, nu știu dacă aș recumpăra-o, pentru că costă 13,50 lei. Mai bine aștept o reducere pe Makeup Shop și mi-au măștile de la Boys & Berries cu 2 lei bucata și obțin același efect, doar că acelea, într-adevăr, lasă în urmă un ser care este lipicios. Am aici un gel de duș de la Balea. Ăsta a fost ceva Dream On, o ediție limitată, iau mereu ediții limitate. Mi-a plăcut foarte mult mirosul. Pe acesta cred că l-am de ceva timp, pentru că asociez mirosul cu vară. Da, miroase foarte frumos, miroase feminin și gelurile astea de duș de la Balea sunt destul de ieftine și sunt ok. Nu fac nimic special, adică nici nu usucă, nici nu hidratează, sunt în regulă. Abia acum vă pun asta într-un clip, serios, ce ciudat. Este cutia cu fiole cu colagen de la Asla Vital pentru ten sensibil. Mai am o fiolă în baie, nu le-am folosit ca și tratament. Câte sunt aici? 10? Stați, imediat vă spun. Imediat. Stați să găsesc. Da, cred că 10 erau sau 12, deci nu le-am folosit în fiecare zi, ci la început am folosit mai multe consecutiv, după care foloseam una la câteva zile sau o dată pe săptămână. Sunt niște fiole care chiar sunt ok, hidratează, însă îmi plac mult mai mult cele de la Gerovital, gama H3 cu acid hyaluronic, something, nu știu, ceva pe acolo. Asta nu mi-a plăcut la fel de mult, dacă ar fi să aleg, le prefer pe acelea, dar și astea sunt în regulă. Sunt destul de scumpe totuși. Am terminat acest produs care este o cremă de aplicat după ce te epilezi, un balsam de fapt care are 5 beneficii și la ingrediente are acid lactic și acid salicilic. Eu am cumpărat-o foarte random, abia acasă mi-am dat seama că are toate aceste ingrediente care ajută practic la exfolierea chimică a pielii și care ajută cu textura pielii. Am folosit-o pe toată, nu, adică eu îmi doream de la o astfel de cremă să îmi calmeze pielea. Făcea treaba asta, dar nu atât de bine pe cât o făcea, pe cât o face crema cu aloe tot de la Balea. Însă, dacă aveți, de fapt, acum e prea târziu să vă zic, uite, Nico, asta e crema despre care îți spuneam. I-am povestit și ei că e o cremă care se dă după ce te epilezi și că are în ea tot felul de chestii, exact ce v-am zis și voi acum. Și am fost îndemnit să o căutăm, dar cred că a fost ediție limitată, pentru că nu am mai găsit-o în magazin. Asta cred că e bună pentru o persoană care își dorește să schimbe textura pielii de pe picioare sau din orice zonă se epilează cu lama sau cu epilatorul, pentru că are ingrediente care exfoliază chimic și care practic îmbunătățesc, după cum spuneam, textura și aspectul pielii. Eu am cumpărat-o din Demeul, din București.
un DM care e un magazin așa, de sine stătător, nu e într-un mall sau ceva, lângă ceva stadion, stadionul Dinamo sau în zona aia, oricum. Acolo am găsit aleșina jumătate din ea și vedeți că am terminat-o. Eu n-aș recupera-o personal, dar dacă o găsiți și aveți problemele pe care le-am enumerat mai devreme, cred că o să vă placă. Un scrub de la brandul, pare rău, Bio Maroc by B.O.B. Coffee Body Scrub. L-am terminat și pe acesta, a fost relativ ok, un scrub pe bază de cafea, mirosea destul de frumos, dar nu scrăbuia foarte bine, era genul de exfoliant mai degrabă blând, mai degrabă de folosit așa, nu știu, dimineața când vrei să te trezească mirosul de cafea și vrei să-ți hidratezi pielea pentru că făcea treaba asta. Puf, calmează-te, te rog. Sunt foarte citate psicile astea, se pare, dar nu știu, nu mi-a plăcut neapărat, l-am primit pe acesta, dar nu m-a impresionat. Ceva ce mi-a plăcut la nebunie și acum îmi dau seama, Doamne, de când e aici, este vorba despre untul de corp de la Hello Body, Coco Cream Body Butter. Mi-a plăcut la nebunie, este senzațional acest produs. Este printre cele mai bune creme de corp pe care le-am folosit vreodată, printre cele mai bune unturi de corp. Hidratează super, pielea rămânea lucioasă, luminoasă, extraordinară, mirosul este subtil, e un miros de cocos, eu nu mă omor după mirosul de cocos, dar ăsta este atât de dulcic și de finuț încât mi-a plăcut la nebunie. Hello Body, ați dat lovitura cu produsul ăsta. Foarte bun, mi se pare. Așa, văd că am pe aici mai multe măști. Hai să vedem. Avem așa, măști de la brandul Petit Maison. Arată foarte rău, dar așa se fac măștile pe bază de argilă. Una cu verde și una cu negru. Puf! Măi, te rog, încetează! Miau! Miau! Vrei să ne luptăm în miunături? Cred că s-ar putea să câștig. Miau! Vezi, ai renunțat. Bun, deci asta este cu argilă verde și asta este cu tot cu argilă, dar pe lângă asta avea și cărbune. Și costă 4 lei un astfel de pliculeț. Eu le cumpăr de la un magazin din Galați care se numește Stavros. Stați un pic, mă duc să o dau pe jos de acolo, frate, incredibil. Gata, bun. Deci, 4 lei pliculețul. Eu îl foloseam cam de 3 ori și în momentul ăsta am jumătate de pliculeț în frigider. Și eu folosesc acest produs în ideea de a-mi curăța cumva în profunzime tenul. V-am spus, o dată pe săptămână, las 10-15 minute cât scrie aici și după aceea clătesc și tenul meu rămâne într-adevăr mai luminos. Simt efectiv că argila asta intră prin porii mei, curăță pe acolo tot ce de curățat, după care când o clătesc pleacă cu toate impuritățile și așa am un sentiment fain. Nu știu dacă e doar în capul meu, chiar dacă e așa, nu contează. Important este că încerc să nu-mi lipsească un aspect de pliculeț. Chiar mă bucur că am găsit niște măști cu argilă care își fac foarte bine treaba. Da, dacă aveți nevoie de o astfel de mască, vă recomand să încercați brandul acesta Petit Maison, având în vedere prețul. Nu știu dacă se găsesc pe net, eu personal l-am căutat, v-am zis de unde le-am luat. Am și o mască de la Sephora pe care am primit-o de ziua mea. Este asta cu vitamina C. Am avut emoții înainte să o folosesc pentru că mi-a spus cineva la clipul cu ce am primit de ziua mea în care v-am arătat-o că, oh my god, ai grijă că eu m-am umplut, nu mai știu de... că s-a iritat foarte tare parte de la masca asta. M-a avertizat de asemenea să port SPF și am folosit-o așa un pic. Zic, ok, dacă mi se întâmplă ceva la ten, sunt pregătită, știu de la ce este. Dar să știți că n-a fost așa, a fost chiar o mască simpatică. Parcă a și mirosit bine, da, și-a făcut bine treaba, a hidratat, o mască, ok, n-am ce să-i reproșez. Așa, am aici o rezervă de săpun din acesta, săpun lichid de la Balea, asta era cu ceva aromă de mare, v-am zis că prefer să iau astfel de ambalaje decât să iau sticluțe și le vărs eu în suportul din baie. Asta să ridic treaba asta, oh, wow, deja ajungem la prețul pe care a terminat acum foarte, foarte mult timp. Ok. Am terminat această mască de la Balea Winter Protect. Am fost eu nebunită după ea iarna trecută, dar să știți că este o mască ce nu are silicon în ea. Așa că dacă folosiți un șampon care curăță siliconii, dar voi nu aveți silicon în păr, o să vă facă rău părului. Eu asta am pățit și de atunci am folosit măștile de la Balea care n-au în ele silicone, alcool și chestii. Le-am folosit înainte de șampon, iar după ce mă șamponam ca să hidratez părul, folosesc o mască care are silicone. Pentru mine personal siliconul merge foarte bine, îmi place foarte tare, dar fiecare decide pentru el. Asta nu mai e, cred că acum, în magazine, s-ar putea să revină având în vedere că e ediție de iarnă.
am terminat și acest ser de la Gerovital, un ser care e foarte fancy, așa, costă destul de mult, cred că costă 150 de lei, are 100 de mililitri, m-a ținut foarte mult timp, însă e un ser care e ok, hidratează, la un moment dat m-am plictisit de el, dar nu pentru că ar fi fost nașpa sau ceva, ci pur și simplu 100 de mililitri, am zis, oh my god, termină-te, vreau să mai încerc și altceva, dar a fost un ser ok, chiar ok, ingredientele sunt... Sunt faine, n-are alcool, are proteină din soia, are mai multe tipuri de proteină, are fermenți, are glicerină, deci mie mi-a plăcut. Arunc această mască de la Oriflame Love Nature Soothing Mask Dry Skin. Aceasta este primită și am mai mult de jumătate în ea. Nu mi-a plăcut foarte tare pentru că eu, în general, măștile cremă vreau să le aplic pe față, pe post de cremă de seară, pe post de mască de noapte și aceasta nu mergea. Nu mergea să faci treaba asta pe ea, pentru că rămânea cumva foarte ciudată pe ten, ups, și trebuia clătită. Am folosit-o și așa, gen o aplicam, o lăsam 10 minute sau cât scrie aici, o clăteam, dar nu mi se părea că hidratează deloc tenul, adică făcea exact ce treabă ar face orice fel de cremă, doar că pe asta trebuia să o și clătești. Și ce zic, și a expirat între timp, așa că trebuie să o arunc. Am o soluție de curățat pensule de la Evelyn, îmi plac foarte tare acestea. Le folosesc ca să-mi curăț pensulele, evident, se găsesc în DM. Așa, hai că mai am pe aici niște măști, niște treburi. Ok, ador masca aceasta, uite, genul de mască pe care îmi place foarte tare, pe care o folosesc peste noapte, o aplic într-un strat nu foarte gros, o las să intre în piele și nu o clătesc, o clătesc abia dimineața, iar dimineața încă se simte pe piele și practic în timpul nopții stă și îmi hidratează pielea și este absolut minunată. Am terminat și această, de fapt am folosit și această mască de păr de la Sephora, am folosit-o peste noapte, așa cum zic și ei. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, având în vedere că costă 20 de lei chestia asta, nu știu, cu 20 de lei vă luați o mască obișnuită și o aplicați înainte de spălare. Știți că eu fac asta de ceva timp, îmi aplic mască și înainte și după ce mă spăl cu șampon și văd efecte extraordinare, dar nu știu, nu m-a impresionat neapărat. Mi-am luat așa, mă simțeam foarte fancy când o foloseam. Am folosit-o și pe cea cu aloe vera, așa am aceeași părere pe aia, o să vedeți în empty-ul viitor. Am terminat și o mască din asta de la Love Nature, de la Oriflame cu avocado. E genul de mască care e la fel curly girl approved, adică n-are silicon și alte cele. Și să știți că e cam ca asta. Am observat că măștile de păr care n-au silicon, pe păr sunt așa cumva spumoase, cumva cremoase. Și asta cred că îmi place mai mult decât asta, dacă nu mă înșel. Am aici și două deodorante pe care le-am terminat. Am faul ăsta care e cu grapefruit și licii. Nu m-a dat pe spate, l-am terminat destul de greu. Nu știu, cred că și mirosul mă cam enerva și... nu, n-aș recumpăra. Nivea Fresh Pure cu 0% săruri de aluminiu. Stați în miros. Ăsta e la care are... miroase foarte bine, dar nu cred că e cel cu miasul mie, nu știu. O să încerc să vi-l arăt. Am mare emoții cu focusul ăsta, dar el cam așa arată. Da, trebuie să am mereu unul de ăsta în casă, pentru că am zile în care folosesc spray, zile în care folosesc genul ăsta cu rolă. Eu prefer pe astea, pentru că știu că spray-ul face rost stratului de ozon, dar recunosc că în zilele în care știu că sunt plecată de dimineață până seara și s-ar putea să transpir, prefer un spray, pentru că mi se pare că e mult mai uscată treaba dacă folosești un spray decât un rolon din ăsta, care e ud din prima, decât de la aplici. Așa, am terminat acest produs. De la Gerovital Luxury Cleansing Micellar Gel. Pe acesta l-am primit, cred că anul trecut, de ziua mea. L-am căutat, e un produs destul de scump, destul de fancy, luxury, după cum numesc și ei, de la Gerovital. Dar problema este că l-am primit și nu mă înțelegeam de niciun fel cu el. M-am gândit că e genul de produs, e un fel de ulei. Se folosește ca uleiul de machiant, adică pui câteva bombițe, masezi pe față, după aceea clătești și wow, s-a luat-o de pe față. Dar nu mergea să-l folosesc așa, pentru că nu demachia cum trebuie, fiind practic o apă micelară, sub formă de gel. Asta era aici. Foarte fancy ambalaj, by the way. O sticlă din asta albă, așa, super fancy. N-aș ce să vă zic. 100 de mililitri are. Și da, asta la mine în sertar foarte mult timp. L-am tot plimbat din Galați în București, în București, în Galați și se pare că m-am întors cu el. Și l-am terminat și să vă zic cum. Știți că mi-a pus la un moment dat Diana Gene fir cu fir?
și n-aveam voie să folosesc ulei pe ele ca să mă demachiez și aveam în casă doar demachiant pe bază de ulei și apă micelară cu ulei. Și eram așa, zic, ok, eu ce fac acum? Aveam, adică puteam să-mi cumpăr o apă micelară, puteam să folosesc o cremă din aceea demachiantă, dar de la alea mă ustură ochii de obicei și văd produsul ăsta și am zis, hei, ia să încerc să-l folosesc și într-adevăr și-a făcut foarte bine treaba. Chiar mi-a plăcut pentru că îl puneam în palme, masam ochiul, după care veneam cu o dischetă și ștergeam ușor ca să protejez genele fir cu fir și așa l-am terminat. Și am zis, ia uite frate, am crezut că o să expire și o să-l arunc, dar a fost potrivit în această situație. Arunc acest produs, este Oriflame Body and Pillow Mist. Îl arunc pentru că a expirat, l-am de destul de mult timp. Îmi pare rău că am uitat de el la un moment dat. Este un produs care are un miros și mi-amintește de ceva foarte plăcut. Deci mereu când îl miros, mi-amintește de ceva, mă duce într-un, nu știu, într-un cadru fericit, cumva. Miroase un pic a miere, acum nu știu dacă mă miroase așa de bine. Miroase mai amărui decât cum mirosea înainte, dar e un miros foarte liniștitor. Însă la un moment dat l-a rătăcit. Oricum, eu nu mi-aplic spray-uri pe piele, nu mi-aplic spray-uri pe pernă. Îl foloseam ca să-mi parfumez hainele de obicei înainte să mă îmbrac, însă nefiind un must-have și folosind în fiecare zi parfum, vă dați seama, la un moment dat chiar am uitat de el și a expirat, dar foarte drăguț. Am zis că mai avut ceva din gama asta, Aphrodite, s-ar putea să-mi amintesc bine. Am terminat și acest... Oh, Doamne, de când e asta? Deci acum am uitat la produsele care au rămas aici și tare mi-e teamă să nu cumva să vine... Mi-e teamă că vine mai arătătoare. Sper că nu. Bun, deci, am aici crema de la Herbagen. Oh, Doamne, cât m-am mai ținut și crema asta. Deci cred că am folosit-o cumva în tandem cu serul acesta. Amândouă avut 200 de mililitri. Amândouă, Doamne, cât m-au ținut. Herbagen, cremă care are extract de melc. Am citit pe net lucruri foarte bune despre ea. Sunt fete care ziceau că produsul ăsta le-a vindecat acnea. Eu n-am acnee, dar ziceau că lucrează la textura pielii. Vă dați seama că în 100 de luni cât am avut crema asta, am avut timp să-mi dau seama dacă într-adevăr făcea ceva și da. E o cremă foarte bună pentru față, o cremă hidratantă, o foloseam uneori și dimineața, dar de cele mai multe ori doar seara, depinde. Ideea e că hidrata bine, e o cremă foarte bună. A fost vreo 40 și ceva de lei. Eu zic să o încercați. Chiar e o cremă bună. Textura, într-adevăr, o textură bogată, o cremă hidratantă, o cremă foarte bună. Am terminat aici două uleiuri. Acesta este un ulei de machiant de la Yves Rocher, sensitiv camomile. Un ulei de machiant ok și nu a fost preferatul meu, nu mi se pare că a demachiat wow, chiar trebuia să aplic mai multe pumpițe decât la alte uleiuri, dar da, un ulei de machiant destul de ok și aici am un ulei de corp de la Oriflame, Milk and Honey, Precious Collection, mai am puțin din el, dar am decis să-l arunc, cam așa arată, e genul de ulei care are în el sclipici și eu l-am folosit pe corp, gen ziua, ca să scripesc, să fiu frumix, dar l-am folosit și noaptea și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mirosul, mi-a plăcut faptul că dacă nu-l agitam, uleiul ăsta, sclipiciul rămânea aici și eu foloseam uleiul fără sclipici, pentru că am eu o chestie. Eu dacă fac duș seara și vreau să mă dau cu ceva pe corp, încerc să mă dau cu ceva care nu are sclipici, pentru că mi se pare așa că... Nu știu, eu am o senzație ciudată oricum, așa că prefer să aplic produse care n-au sclipici. Și îmi plăcea faptul că se separa cumva. Da, un ulei bun, hidratant, grosuț, un ulei ok, a fost ok. Mai am aici două produse, după care trecem la machiaj, se pare că am și niște chestii de make-up. Am o mască de la Dermalogica, de fapt o mostră de mască, Multivitamin Power Recovery Mask. Am auzit foarte multe lucruri despre masca asta și a fost ok. A fost așa, cred că am ținut-o chiar peste noapte, dacă nu mă înșel. A fost o mască în regulă, nu m-a impresionat. Și am aici niște dischete de machiante de la Evelyn. Nu știu de ce am pus asta aici, că dischetele de machiante mi se par absolut plictisitoare. Oricum, uit ce părere am avut despre ele. Habar n-am dischete. Hai să trecem și la produsele de machiaj, după care gata. Am aici trei fonduri de ten pe care le-am... adică ideea era să rămână și astea să le vedeți în declutter, însă nu mai aveam loc pentru ele pentru că am primit foarte multe fonduri de ten în ultimul timp și a trebuit să le fac loc celor noi și să le arunc pe cele vechi, dar mai sunt de aruncat, stați liniștiți. Bun, o să încep cu fondul de ten de la Maybelline.
care este Super Stay 24 de ore. Pe acesta l-am luat pentru că eram efectiv curioasă de el. Știu că văzusem acum vreo 3 ani când l-am cumpărat un video făcut de Nikki Tutorial în care zicea că e senzațional, că are acoperire foarte mare. Am zis ok, hai să-l încerc. Și după ce m-am dat cu el am realizat că am uitat un amănunt, Andreea. Nikki Tutorial preferă preferă fondurile de ten cakey. Pe ea nu deranjează aspectul acela de cakey și, într-adevăr, ăsta încărca tenul, e destul de pudrat, nu mi se potrivea mie oricum pentru că eu am tenul uscat și ăsta este targetat unui ten gras. După aceea, culoarea e destul de greșită, e închisă și trebuia mereu combinat și n-arăta bine toate combinațiile. Într-un timp l-am folosit destul de mult, găsisem un fond de ten care era foarte subțire, pe care îl combinam cu acesta gros și ieșea ceva chiar drăguț, pentru că e aproape terminat, o, Doamne! Pisici, Leo! Păi, de ce cauți mereu scandal? Deci, pe lângă empties, astăzi facem și terapie cu pisicile. Nu știu dacă ați văzut-o pe Puf cum a zburat efectiv de pisica. Leo, te rog, lasă-o în pace. Viața cu pisici. De ce la prânz sunt foarte cuminți, dar astăzi nu știu ce s-a întâmplat. Da, îl arunc pe acesta, nu l-aș mai recumpăra. Nici nu știu dacă se mai găsește în varianta aia, am senzația că au schimbat un pic formula. Arunc fondul de ten de la BH Cosmetics, care se numește BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Un fond de ten cu care am avut așa o relație de love-hate. Pentru că în momentul în care îl aplici, e foarte bizar și lipicios și îți dă o senzație că nu o să fie bine ce o să se întâmple acolo, dar apoi pe ten rămâne relativ ok. Au fost zile în care tenul mi-a arătat atât de bine și mi-amintesc perfect că am filmat un tutorial și vă ziceam că de ce nu-l folosesc mai des, pentru că arată super bine, arată super bine și pe cameră și în realitate, dar nu e foarte rezistent, începe să se separe pe nas și, mă rog, cert este că am folosit din el cam un sfert, dar acum îl vedeți în emptiz, pentru că nu era printre primele mele opțiuni. Sunt o singură persoană, nu mă machez zilnic și vă dați seama că atunci când mă machez, vreau să mă dau cu un fond de ten care știu sigur că o să fie foarte ok și ca aplicare, culoare, rezistență, na, rar ori mai testez câte ceva, de obicei merg la sigur. Da, și arunc și acest fond de ten de la Vichy, îl arunc pentru că și-a schimbat textura. Vichy Mineral Blend, nuanța mea a fost clay, cred că e cea mai deschisă nuanță. E genul de fond de ten destul de uleios și subțire, lichid, cu acoperire destul de mică. L-aplicam uneori în două straturi și țin minte că îmi plăcea. Dar, din nou, nu era prima mea opțiune. De obicei, fondurile de ten pe care le arunc fără să fie terminate, le arunc pentru că nu m-au plăcut atât de tare. Bun. Și mai am aici 3 produse, 2 rimeluri și ce e asta? Oh, un produs care mi-a plăcut la nebunie de la Clarins, este SOS Comfort mască. Și mi-a plăcut la nebunie chestia asta. Știu că chiar m-am uitat într-un magazin Sephora să văd cât costă varianta mare și evident costă foarte mult. Vreau să o vedeți pe asta, o să fac un efort să mă apropii mai tare. Așa, m-a ținut, am folosit-o de foarte multe ori chestia asta și o foloseam ca și cremă de noapte, ca și mască de noapte, de fapt. Doamne, hidrata super mega bine. Leo ne face confesiune aici, în direct și în reluare. Îmi plăcea pentru că hidrata bine, dar în același timp nu era genul de mască foarte lipicioasă cât să mi se lipească tot părul de pe, din casă pe față, pentru că și asta e o problemă. Foarte bun produs, foarte, foarte bun. Mi-a plăcut la nebunie, cred că m-am murdărit un pic pe cămașă că se lipicioasă pe mâini. Super mult mi-a plăcut. Dacă aveți ocazia să testați chestia asta și aveți ten uscat, go for it. Foarte mișto. Și mai am 2 rimeluri. Da, stai să mă gândesc ce părere am. Deci am în primul rând Maybelline Lash Sensational Sky High, care e acesta mov, cred că e relativ recent apărut. Deci nu mai țin minte ce părere am despre el. Nu mai știu efectiv ce ori miroase acum, nu mai țin minte. Nu mai știu, parcă, cred că mi-a plăcut, habar n-am. Voi dacă vă amintiți să fi zis ceva în vlogurile trecute, în tutoriale trecute despre el, e bine, eu nu mai amintesc ce am zis, deci înseamnă că nu m-a impresionat, dar un rimel care m-a enervat este Bad Girl Bang de la Benefit. Și m-a enervat pentru că s-a uscat extrem de repede. Deci eram foarte entuziasmată să-l testez. Dar vă jur că l-am folosit, nu știu, 2 săptămâni și s-a uscat. Și s-a uscat la modul de când mă dădeam pe gene, trebuia să mă chinui și se vedea, știți, senzația aia când rimelul
uscat toate chestiile. Rimelul e semi-uscat și te dai și se vede că geana nu mai e așa încărcată de rimel, e cumva așa, un pic în colțuri, în dâmburi, nu arată foarte bine. Și da, m-a dezamăgit treaba asta. Nu mai știu de unde am chestiuța asta mică, dar știu că entuziasmul pe care l-aveam la început a fost așa ușor dărâmat de faptul că s-a uscat foarte repede. Și gata, sunt înconjoată de proste terminate, trebuie să continui tura de terapie cu pisicile ca să înțeleg de ce Leo se bate cu toată lumea și de ce se bagă în cutii. Mă rog, asta cu cutiile o știu, dar cu bătaia nu pricep, Leo. Leo, ai niște lucruri despre care trebuie să vorbești? Hai că rezolvăm. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu de astăzi și da, ne vedem foarte curând cu un nou clip. V-am pupat! Pa!